De cartofi știi să faci? Stai așa un pic, aici intervin eu, da? Grija față de colegul meu, Bendeac, mă obligă să-ți iau un mic interviu. Ce știi să faci? Da. Ce altceva important pentru relație știi să faci? Ce știi să faci? Sex! Intră în detaliu, pentru că poate Bendeac nu e interesat de capacitățile tale ofensive. Mai, fata n-a putut să spună nici măcar niște glume erotice. Atât era de stângace și de stânjenită cumva, dar și naivă în același timp. Mult prea naivă și nepregătită pentru acești doi dinozauri care au înconjurat-o. Mie este să-i fie lui Mihai bine. Adică faci orice, pe sistemul fac orice. Da. Da? Da. Bun, acum e rândul domnului Bendeac. Te rog frumos să-ți exprimi una dintre cele mai jegoase perversiuni pe care le ai minte, cu sinceritate, să te uiți în ochii, spui, eu vreau să-mi faci asta, altfel... Bine, perfect. Te rog. Perversitatea maximă pentru mine, acum, la 35 de ani, după o viață în care am fost burlac, cumva, este ca cineva să se uite în ochii mei și persoana respectivă să-mi dea senzația că sunt foarte iubit. Când tu ai venit, chiar dacă am râs și așa mai departe, pe mine m-a emoționat, cumva, chestia asta. Că cineva a venit de la distanță, de la o distanță atât de mare și că a venit în acest scop, să spunem. După aia, când ai intrat pe acea filieră sexuală... Zic cu perversiune. N-a mai fost. Unde nu mai am spus. Perversiune? Care e azi? Spune că îl iubește. Ok. Vino coace. Cum te cheamă? Alina. Alina, nu. Te rog frumos, insist. Bă, nu. Nu, vreau să văd dacă știe să-ți spună te iubesc. Vino cu acea. Nu. Doamne, doamne. Băi, vino cu acea. Băi, nu. Vino cu acea și spune că iubești. Vreau să văd dacă știi să-i spui acestui străin te iubesc. Pune un genunchi în pământ. Bă, oare sigur să rezumă la atât? Ce misiune e asta, mă, băieți? Băi, nu. Deci nu. Băi, Cătăline. Nu. Bine, mă, închipuiesc că zi. Te iubesc, Bendeac. Băi, Cătăline, uneori... Ia-o, băi, jur, fac asta pentru tine ca să nu cazi în păcatul relației monogame. Ținând cont de faptul că era legat de el și știu cumva, pentru că a devenit predictibil la treaba asta, n-am avut un dezinteres total. Dar stai atât de frumos în genunchi, eu puteam să-mi imaginez să că sunt Mihai Bendeac. Mihai. Lasă fata. Du-o către Mihai atunci. Da, în ceea ce a privit acest număr, continuarea lui, drama lui. Mai direct, nu m-a interesat. Iar mă duc eu, mă, Delia! Vino cu acea. Hai, mă, să conducem fata, hai cu noi afară. S-a înfilipat dragostea? Nu știu că am... A uitat șaiba. Am... Poate el a intrat deja pe scenă. Nu e, pe afară, probabil. De la Viena zici că ai venit? Da. Știi care e partea cea mai tristă în momentul ăsta? Dacă toată faza asta este reală, eu sunt cea mai deplasată persoană din emisfera nordică. Jur. Bă, gata. Ăsta e ghinion curat, jur. De mă pur și pe mine, măcar acum am venit. Băi, până aici. Ia uite cum o uite noi. Ia. Băi, frate, am zis că... Băi. Putem să plecăm? Nu ați votat. Da, frate, da, deci. Iată și concluzia. Băi, dacă n-ar exista această voce din off care să ne spună fraierilor, aș vrea să-mi explicați ce ar trebui să votez. Noi am fi pierduți. Aplauze! Când nu se întâmplă nimic, noi suntem aici!